Ca în fiecare an, prima zi de deschidere a ghișeilor, serviciilor de impozite și taxe este marcată de cozi și îngrămădeli. Cetățenii care au vrut să-și plătească impozitele pe locuințe și mașini au venit la coadă chiar cu 3 ore și jumătate înaintea deschiderii ghișeilor. Cei mai mulți dintre aceștia sunt pensionari și insistă să stea cu orele la ghișee pentru a plăti, deși o pot face fără probleme până la 31 martie în aceleași condiții de acordare a bonusului de plată integrală. Persistă totuși o stare de nemulțumire față de condițiile create de autorități. Dar vreau să plătim, dar uite că ne ținem frig aici. De cât timp stați? De jumătate, mai bine de jumătate de oră. Și mai stați încă jumătate de oră? Cam așa, cam așa. Mai stăm o jumătate de oră. Cum ar putea fi mai vechi de... Să mai bage casieri, să mai fac niște casieri. Păi dar nu numai aici. Cel puțin 2-3 casiere, domne. N-are unde să le bage aici. Mai să facă din coace, din coace, aici e loc, fac casierii, din coace facă pe perioada asta. Stă lumea aici, noroc că e vremea mai bunișoară, dar dacă ploua sau... ce făceam? Sau dacă era GF, mai stăteați? Păi... lumea mai stă că poate, că nu poate fugi, că n-are, nu poți să stai așa, dar nu-i păcat ca să nu ți achizi datoriile. Eu vreau un certificat de fiscalitate și nu am încotro pentru un bătrân care de 82 de ani, care e medicul de familie, păi trebuie să stau că n-am încotro. Conducerea serviciului de fiscalitate susține că îngrămădeala cetățenilor este nejustificată și că se întâmplă doar în primele 3 zile după deschiderea ghișeilor. Capacitatea actuală de plată directă nu poate fi mărită, deoarece presupune angajări de personal care ulterior ar trebui concediat. Mai multe ghișee, nu avem cum să facem mai multe ghișee, că mai mulți funcționari, acum știți cum este cu funcționarul public, că nu poți să-l angajezi, azi îl angajezi, mâine îl dai afară, iar angajezi, deci asta nu se poate. Bine, acum noi știm așa, impozitele și taxele se plătesc în cursul anului, da? Au două termene de plată, până la 31 martie se plătesc cu bonificație, da? Cine plătește integral până la 31 martie beneficiază de 10% bonificație la impozit pe clădiri, pe teren și mijloace de transport, iar cine nu plătește integral și vrea să plătească fără majorări, poate să plătească până la 31 martie semestru 1 și până la 30 septembrie semestru 2. Cuantumul taxelor pe terenuri, imobile și autoturisme este același ca în anul 2014, la care se adaugă majorarea dictată de nivelul inflației de 2,6%.